Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi, 3 martie, suntem în satul Câmpeni, comuna Secuieni, pentru a o sărbători pe doamna Despina, care împlinește o frumoasă vârstă. Surpriza din partea copiilor. Haideți cu noi să vedem cum va reacționa. Bine v-am găsit! Doamna Despina? Da! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Cine să trăiască? Cine să trăiască? La mulți ani! Mămica să trăiască, mămica să ne trăiască, la mulți ani! La mulți ani, doamna Desfina, să fii sănătoasă! Noi suntem echipa Livrăm Zâmbete Bacău și în această zi specială, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru familia dumneavoastră, cineva care vă iubește foarte mult ne-a trimis cu o surpriză. Cine credeți că a fost? Andreea. Violeta. Violeta? No. Poți să vedeți dacă ați ghicit sau nu. Acesta este pentru dumneavoastră și superbul aranjament. Așa, să mă ajute cineva cu florile. Așa. Bun, și avem și o șampanie. Eu dăm domnului. Așa. Doamna Despina, pe lângă toate aceste cadouri, noi avem o melodie însoțită de un mesaj pentru dumneavoastră și după ce o să le ascultați, o să vă dați seama exact cine ne-a trimis. Și avem și un mesaj frumos pentru dumneavoastră. În fiecare an, mămică, ochii tăi și zâmbetul sunt mult mai gingași, iar sentimentele sunt mai profunde. Să fii înconjurată de pace și bunăstare, iar dragostea și faptele copiilor tăi să devină cea mai mare bucurie din inima ta.
Iubita noastră mamă, primește felicitările noastre în această minunată zi în care te-ai născut. Îți urăm ca cerul să te ocrotească, să-ți dorească armonie în suflet și să-ți umple inima cu căldură. Încălzește-ne cu zâmbetul tău mai des și fii fericită. Te iubim foarte mult, scumpa noastră mamă. Surpriză din partea copiilor. Dana, Daniel, Violeta, Vasile, Costel, Andreea, anurorilor și a ginerilor. Dacă doriți să le transmiteți ceva... Dumnezeu să fie și ei fericiți. Acolo vă uitați la camera. Măcar să treacă peste mult. Să fie sănătoși. La mulți ani și din partea noastră. Ani mulți și buni vă dorim să fie sănătoasă.